Vineri 16 octombrie, începând cu ora 12, în sala de artă Elena Greculesi a Bibliotecii Publice Sucevene, va avea loc cea de-a 12-a ediție a Salonului Literaturii Române din Bucovina. Organizatori sunt Consiliul Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei IGES Biera și Societatea Scriitorilor Bucovineni. Evenimentul va cuprinde conferința cu tema Eudoxiu Hurmuzachi în context contemporan, susținută de profesorul universitar dr. Ilie Luceac, prezentarea bilanțului editorial al anului 2015 în Bucovina și lansarea unor cărți care vizează spațiul bucovinean.